Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Un om care nu putea să meargă. Textul de memorat îl găsim în Iacov, capitolul 5 cu versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a venit să îi ajute pe ucenici. Biblia spune că erau plini de Duhul Sfânt. Nu le mai era frică, deoarece Dumnezeu îi ajuta și ei au început să le vorbească despre Iisus celor pe care îi întâlneau. Câți oameni au ales să creadă în Iisus? Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Acum venise vremea să le fie frică conducătorilor religioși. Ei erau siguri că dacă ucenicii vor continua să predice tot așa, foarte curând toți oamenii aveau să creadă în Iisus, iar ei aveau să-și piardă puterea de conducători. Iisus i-a iubit pe conducători chiar dacă ei îl urau. El dorea să le ofere încă o șansă să-și mărturisească păcatele și să se pocăiască. Astfel le-a poruncit ucenicilor să predice mai întâi în Ierusalim, acolo unde trăiau conducătorii. Dar aceștia erau prea încăpățânați pentru a se pocăi. Ei continuau să lupte împotriva lui Dumnezeu. În fiecare zi, înainte să predice despre Iisus, ucenicii se rugau cu umilință, cerându-i lui Dumnezeu să le dea putere, înțelepciune și bunătate. Apoi plecau în oraș să povestească despre Iisus. Într-o zi, după ce s-au rugat împreună, Petru și Ioan au mers la templu. Ei au văzut un om care nu putea să meargă, adică era olog. Avea 40 de ani și nu pășise niciodată pe picioarele lui. După ce a auzit despre Iisus, omul olog i-a rugat continuu pe prietenii lui să-l ducă la Iisus ca să poată fi vindecat. Până la urmă, prietenii l-au dus la templu, dar când a ajuns acolo, omul a fost dezamăgit. El a aflat că Iisus fusese crucificat. La templu se afla un om care nu putea umbla și care venise să-l vadă pe Iisus. Mai țineți minte cum se numea? Era olog. Cineva i-a spus că Iisus fusese răstignit. Atât de trist era acum omul nostru olog. Prietenilor lui le părea rău de el, așa că în fiecare zi îl duceau la ușa templului ca să poată cerși bani. Într-o după-amiază, când Petru și Ioan au venit la templu, omul acesta se afla acolo. Când ologul le-a cerut lui Petru și lui Ioan niște bani, Petru i-a spus: "Uită-te la noi." Ce credea ologul că avea să facă Petru? Hai să vedem ce găsim scris în versetul 5 din capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Când omul s-a uitat la Petru, ce a spus Petru? Argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Petru nu avea bani, dar avea puterea Duhului Sfânt. Petru credea că Iisus ar fi putut să vindece un om ca acesta. Sigur că vindecarea era mult mai bună decât banii. Ce s-a întâmplat după aceea? Petru l-a apucat de mâna dreaptă și a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. După aceea, omul acesta a intrat în templu împreună cu Petru și cu Ioan, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu, așa cum spusese Biblia. O, cât de fericit era că Dumnezeu îi vindecase picioarele și genunchii! Pentru prima dată în viața lui, el putea să umble, să alerge și să sară. După puțină vreme, mulțimea a alergat să vadă ce s-a întâmplat. Oamenii l-au recunoscut pe acela care cerșise multă vreme la poarta templului. Acum stătea în picioare și sărea în fața lor. Ce surprinși erau oamenii că ucenicii lui Iisus au putut face acest miracol la fel cum făcea și Iisus. Ce a spus Petru când a văzut ce uimiți erau oamenii? Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicea noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Petru le-a spus că omul acela s-a făcut sănătos prin credința în numele lui Iisus. El le-a reamintit foarte clar despre marele lor păcat că l-au crucificat pe Iisus. A spus că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus și el s-a întors la cer.
Ce a spus după aceea? Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremea de înviorare. Versetul 19 am citit. Petru continua să predice despre Iisus. A adăugat că Dumnezeu încă iubește pe oameni și l-a trimis pe Iisus ca să binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Mulți oameni se bucurau să audă cuvintele lui Petru și l-au acceptat pe Iisus ca salvator, dar nu toți se bucurau de cele întâmplate. Unii erau foarte furioși. Știi cine? În timp ce Petru predica, câțiva preoți și saduchei au venit să-l oprească. Capitanul templului se afla cu ei. Toți erau foarte mânioși. De ce? Foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus și învierea din morți. Saduceii credeau că după ce mor, oamenii nu mai pot învia niciodată. Preoții îl condamnaseră pe Iisus și îl omoroseră. Dar acum Petru spunea că Iisus este viu și că El era Mesia. Conducătorii nu doreau ca poporul să creadă ce spune Petru. Dacă cele spuse de Petru erau adevărate, oamenii aveau să-și piardă încrederea în conducători și aceștia rămâneau fără putere. Conducătorii au hotărât să-i facă pe Petru și pe Ioan să nu mai vorbească despre Iisus, așa că i-au luat și au dus în închisoare. Evreii au văzut cum conducătorii lor i-au pedepsit pe Petru și pe Ioan, dar i-au oprit lucrul acesta să își mărturisească păcatele și să aleagă să creadă în Iisus? Însă mulți din cei ce au auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Dumnezeu i-a trimis pe Petru și pe Ioan să predice despre Iisus pentru ca liderii să aibă o altă șansă să-L accepte pe Iisus ca salvator și să fie salvați. Dar s-au păcăit toți conducătorii? Nu! Încercând să-i oprească pe ucenici din misiunea lor, acești conducători alegeau să lupte împotriva Duhului Sfânt. Petru și Ioan au petrecut toată noaptea în închisoare. Dimineața au fost scoși pentru a fi certați. Ana și Caiafa erau cei care conduceau adunarea și mulți alți oameni importanți erau de față. În timp ce stăteau în picioare, înaintea lui Caiafa, Petru și-a adus aminte cum mințise despre Iisus de 3 ori în același loc. Dar acum Petru era convertit. Iisus îi schimbase inima și îi dăduse Duhul Sfânt, așa că nu mai avea niciun pic de frică. Conducătorii nu știau acest lucru. Ei își aduceau aminte ce speriat fusese Petru în noaptea când Iisus a fost condamnat. Ei credeau că le va fi ușor să-i facă pe Petru și pe Ioan să renunțe la Iisus din nou. Așa că i-au întrebat pe Petru și pe Ioan despre omul Olog care se afla în picioare alături de ei. Cu ce putere sau al cui nume ați făcut voi lucrul acesta? Ce a răspuns Petru? Versetele 10 la 12 din capitolul 4 din Faptele Apostolilor. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capătul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Îi mai era frică lui Petru? Nu! Duhul Sfânt îl ajuta pe Petru să știe ce să spună și să vorbească foarte curajos în favoarea lui Iisus. Ne ajută Iisus și pe noi să știm ce să spunem atunci când le vorbim oamenilor despre El. Caiafa și ceilalți preoți nu prea știau ce să facă. Cum să procedeze cu Petru și cu Ioan? Conducătorii nu mai voiau ca ucenicii să vorbească despre Iisus, dar nu știau cum să îi oprească și nici nu mai doreau să se supună că omul Olog fusese vindecat. Mulți văzuseră minunea. Fiindcă voiau să discute între ei, conducătorii l-au spus lui Petru și lui Ioan să iasă din sală. După ce au plecat ucenicii, judecătorii au făcut un plan să se poarte urât cu ucenicii ca să-i facă să nu mai vorbească nimeni în numele lui Iisus. Apoi, i-au chemat pe Petru și pe Ioan înapoi în sală și le-au spus să nu mai vorbească niciodată despre Iisus. Au ascultat Petru și Ioan. Nu! Iisus le spusese, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice ființă. Dacă ucenicii ar fi ascultat de conducători, ar fi fost neascultători față de Iisus?
ce au spus ei, versetele 19 și 20. Judecați-vă singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai multe voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Preoții nu au găsit nicio cale să le facă rău lui Petru și lui Ioan în ziua aceea, așa că după ce i-au amenințat că îi vor pedepsi, dacă mai vorbesc despre Iisus, conducătorii i-au lăsat să plece. Cum au reușit Petru și Ioan să fie atât de înțelepți și de curajoși? Care e secretul lor? Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Petru și Ioan petrecuseră mult timp cu Iisus. El fusese învățătorul lor și ei au învățat să fie ca el. Acum, Iisus le-a dat un ajutor special, pe Duhul Sfânt. Când se uită la tine, pot oamenii să-și dea seama că tu ai petrecut timp cu Iisus? Haideți să ascultăm întrebările împreună cu Gabriel. Cine l-a vindecat pe omul olog? Petru sau Iisus? Cine i-a ajutat pe Petru și pe Ioan să nu se teamă de conducătorul mânios? Cine te va ajuta pe tine să nu-ți fie frică atunci când mergi să le vorbești la oamenilor despre Iisus? Cine este singurul care salvează oamenii din păcat? Au ascultat Petru și Ioan de conducători atunci când aceștia le-au spus să nu mai vorbească despre Iisus? Este important să-i respectăm pe conducătorii noștri și să ascultăm de ei? Am putea noi să-i ascultăm dacă ei ne cer să nu ascultăm de Dumnezeu? Haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm. Gabriel, vrei? Te rog să te rogi. Dragă Doamne, îți mulțumesc că l-ai dat pe Duhul Sfânt lui Petru și lui Ioan. Îți mulțumesc că ei nu s-au temut să vorbească despre Iisus. Te rog să-mi dai și mie Duhul Sfânt și să mă ajut să-L ascult întotdeauna. În numele lui Iisus, amin. Amin. Duhul Sfânt ne va ajuta să fim înțelepți și curajoși atunci când le vom vorbi oamenilor despre Iisus. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!